Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la Ghidul pentru Survival. Oameni buni, ultima dată, dacă vă mai amintiți, am rămas eu aici și am zis că, bă frate, dacă îmi pun pickaxe-ul aici și dau așa la pescuit aici, țâc, 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 pickaxe-ul meu nu avea durabilitate deloc. Și am pus mending ultima dată și am reușit să-l repar acum cu ajutorul pescuitului. Am lăsat ceva timp la pescuit chestia asta. Și am primit ceva cărți destul de interesante, dar cred că le-am selectat, dacă mi-amintesc eu bine, pe cele mai bune. Da, avem o carte de mending. Dacă îți place ceea ce fac și dorești să susții canalul, poți să devii un membru și vei avea acces la comunitatea dedicată membrilor și camera specială pe Discord, unde poți să mă ajuți pe viitor să creez alte videouri. Pentru mai multe informații, apăsați pe butonul Alătură-te și desigur vă mulțumesc tuturor celor care ați devenit membri de la ultimul episod. Cu Respiration 3, dar putem să alegem doar una dintre ele sau putem să le punem pe ambele dacă punem pe cască. Quick Charge Smite 4, e bun Smite-ul, Smite 4, am luat astea două ca să fac un Smite 5. Și asta e pentru Feather Falling pentru papuci. Pentru că astăzi, pe lângă să vă mai explic alte chestii, vreau să mergem să ne facem full diamond, adică o să ne facem două pere, nu, să ne facem o pereche de papuci, o pereche, o cască, o lopată și un iron axe. Hai să vedem cât avem acum. Acum am avea doar de o lopată, ceea ce nu-i foarte rău. O să ne facem și o lopată, dar nu cred că avem nevoie în momentul de față. Hai să punem asta, asta de obicei o pun aici ca să nu uit de ea, știi? Bun. Și în același timp mai colectăm și alte chestii să fie acolo, că de ce nu? Și cărțile astea super, super bune le lăsăm aici. Facem o mică curățenie, ne luăm tot ce trebuie și o să mă duc să caut niște diamante. Avem aici Fortune 3, o să fie destul de ușor, zic eu. Am adus cauldron-ul ăsta de data trecută de la Săteni. Pur și simplu l-am luat de acolo și l-am adus aici și am uitat să vă arăt ceea ce face acest cauldron. Putem să-i punem apă în el cu găleata, bineînțeles. Și după ce, după putem să luăm câte o bucățică, câte o bucățică, uitați puțin, putem să umplem o apă, o sticlă de apă, da? Pac, și gata, easy peasy lemon squeezy, cred că vreo 3-4 sticle de apă poți să umpli, dacă nu mă înșel. Nu este cine știe ce, că o sticluță de apă pot să mă duc să o umplu și afară în, într-un râu sau ceva de genul ăsta, dar hei. Hei, asta este, trebuie să fie ceva diferit. Bă, hai să verificăm puțin asta. Că n-am mai verificat. Oh, cât sugar cane au făcut aici, nene colpir. Sper că aveți și voi o fermă de genul ăsta, că este extrem de folositoare. Salut, măgărușule, o să-ți facem și ție o casă. Dacă stau bine și mă gândesc, o să mut toate animalele astea cândva, cât mai curând, sper. Ok, ok, am început să cresc și morcovi, cred că vă mai amintiți din episodul anterior. Dacă vă întrebați, bă, colpiri, dar totuși tu de ce postezi așa de rar această serie? Păi am 3 serii de survival, oameni buni, pe canal și pe lângă cele 3 serii de survival, acum am început să am și facultate și de-abia prima săptămână de facultate și încă nu știu exact care e programul corect. Nu știu să-mi fac eu un program bun momentan. Adică trebuie să și filmez, trebuie să mă duc și acolo și acolo și acolo, să fac prea multe chestii. Așa că trebuie să aveți puțină răbdare cu mine până îmi fac iarăși un program bun, da? Ca să revenim. Oh, de ce am sărit? Să nu faceți prostia asta niciodată. Unde mi-e hole-ul de Doamne, unde e hole-ul de lemn, de ce-o fi? Nu mai contează că nu mai avem niciunul. Ideea e că de asta postez destul de greluț, dar încerc să postez această serie și nu o las. Că mă gândeam la un moment dat să o las baltă cu această serie, dar simt că pot să mai vă învăț câteva chestii destul de importante. Așa că vreau să mai continui această serie și dacă nu știți chestii din Minecraft, cel puțin de la început, vă recomand să vă uitați la toată seria asta pe care am început să o fac cu Ghidul pentru Survival. Eu zic că am explicat destul de bine mai toate chestiile. Ok, hai că plantez asta și mergem direct în mină să căutăm diamante. Adică o să revenim direct cu diamante, că nu stau eu foarte mult să vă arăt cum minez. Well, nu știu dacă am zis asta vreodată, dar merită să o zic acum. De fiecare dată când mergeți în mină, oameni buni, vă trebuie o găleată cu apă. Pentru că dacă pui
dacă pui apă peste lavă, se transformă în obsidian, blocul ăsta greu de spart, dacă mai țineți minte, și astfel o să reușiți să vă plimbați destul de ușor și fără să faceți chestii de genul acesta, care sunt puțin mai tricky, mai greu de făcut. Mai degrabă fii aici cu găleata cu apă și gata, ai ajuns la, cum se cheamă, la resursa pe care vrei să o colectezi. De obicei găsești diamante prin zona asta, așa că... Da. Bun, hai să luăm redstone-ul ăsta, că de ce nu? Avem nevoie și de el. Și dacă mai vine mie vreo idee, un sfat pe care pot să vi-l dau, o să revenim. Dacă nu, ne întâlnim cu diamante. Ce ziceți? Vine un sfat sau un diamant? Amândouă sunt foarte bune. Niciodată să nu spargeți sub voi. Pentru că puteți să muriți. Și era să mor. Grav chiar. Ok, ok. Deci de asta trebuie să aveți găleata cu apă la voi. Ok, era să mor în ghidul pentru survival, unde trebuie să fiu foarte, foarte precaut și să învăț oamenii să joace Minecraft. Wow, ar fi fost amuzant să mor acolo și să zic, ok, guys, păi știți ceva, am cam murit acolo. Ok, deci nu săpați-o voi, da? Well, 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 ce avem noi aici? Avem niște diamante, dar inventarul nostru e cam full, din păcate. A venit un zombie și a încercat să mă atace nesimțitul, să-i fie rușine. După cum v-am mai învățat, săpați și voi pe lângă diamante să vedeți dacă pică de undeva lavă, să nu le pierdeți, aveți grijă mare. Cred că ne trebuie undeva la 13-14 diamante și cred că noi am găsit doar 4 acum. Dar hai să vedem, pentru că avem Fortune 3, să vedem câte primim din 4 blocuri. Ia. Da. 4. 9. Bun, perfect. Nu-i rău. Mai trebuie să mai căutăm încă puțin și putem să ne facem full diamond, guys. Full diamond, de abia aștept. Încă un sfat ar fi ca să găsiți diamante. Chiar dacă vedeți redstone și să zicem că nu mai aveți nevoie așa de tare de el, spargeți redstone-ul ăla, că s-ar putea să dați și peste alte materiale, după cum am dat materiale, chestii de-astea, resurse, așa. Și uite așa am dat peste lapis lazuli, așa făcusem și aici, spărgeam niște redstone și am dat peste diamantele astea frumoase de aici. Și avem destule încât să ne facem full diamond, guys, deci este incredibil. Bun, hai să mergem sus, să depozităm astea și să ne bucurăm de o zi productivă. Bun, am ajuns acasă. Hai să ne facem direct papuceii, super, și le dăm și... cum se cheamă? De la, 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 la... Enchant. Trebuie să le dăm enchant astăzi. Facem casca, perfect. Îi dăm și ei enchant astăzi. Și acești papucei, pac, putem să-i punem aici. O să avem nevoie de niște bețe. Super, pac, pac. Așa ne ajunge, facem o lupățică. Să fim full diamond. De ce vreau eu tot să fiu full diamond, poate vă întrebați. E bine, pentru a bate dragonul, trebuie să fii destul de pregătit, mai ales dacă ești începător, da? Și scopul jocului acesta, dacă n-am spus-o până acum, sper că mă gândeam că o știți deja, este să batem un dragon, da? Un mare dragon, să-l batem la funduleț și o să încercăm să facem chestia asta și trebuie să ne pregătim, da? Adică trebuie să fim cu armura foarte bună, trebuie să avem foarte multe chestii puternice la noi ca să ne fie ușor să batem dragonul. Bun, acum eu am niște chestii. Uite, de exemplu, dacă eu vreau să pun Feather Falling 4, da? Vreau să pun Feather Falling 4 acum pe acești... papucei, o să-mi ia 4 nivele. Nu-i rău. Ați văzut că cealaltă se elimină pentru că nu sunt specifice papucilor. Așa. Nu-i rău, numai că vreau totuși să dau cu enchant-ul, dar o să-mi trebuiască niște lapis lazuli. Corect. Dai mai întâi enchant și după mai pui câte o carte în plus. Ce mai vrei tu să adaugi? Asta încerc eu să zic aici. Și ce mai aveam? Mai aveam niște Quick Charge Respiration 3. Asta e bună pe cască, dar vedem ce o să pice la Enchanting Table și după mai vedem cum retușăm itemele. Până la urmă nu pot să le retușez de foarte, foarte multe ori. La un moment dat o să
o să vezi că nu o să poți să mai pui toate, tot ce vrei tu tot timpul. Deci dacă ai făcut multe modificări la o unealtă sau la o armură, la un moment dat o să epuizeze șansele sau ceva de genul ăsta. Bun, hai să vedem. Deci, din nou, dacă nu ne place, putem să venim aici și să scoatem enchantul, dar hai să vedem totuși ce ne pică pe... Hai să ne uităm la toate, da? Și care este cea mai ok, o folosim. Mi-ar pica pe cască Fire Protection 4, nu mă interesează așa tare. Protection 4 pe papuci. Ia să vedem ce cade pe asta. Unbreaking 3, nu-i rău, nu-i rău, chiar e foarte bun. Și Unbreaking 3. Bă, fraților, cred că mi-au un Unbreaking 3... pe lopată și mi-a picat și Fortune 3. Destul de ciudat asta cu Fortune 3 aici, dar mă rog. Și acum ce pică? Fortune 3 pe... Uleu, da, n-am nevoie de Fortune pe topor, sincer să vă zic. Protection 3 și Depth Strider. Depth Strider este un enchant foarte bun, dacă vă mai amintiți ce înseamnă Depth Strider-ul. Înseamnă că dacă îi pui pe, în picioarele tale, da... Și mergem aici. Uitați puțin ce repede ne mișcăm prin apă, da? Vedeți? Asta înseamnă Depth Strider-ul. Te face să te miști repede prin apă. Dacă scoatem enchant-ul, dacă scoatem papuci, uitați ce încet ne mișcăm. Asta face Depth Strider-ul. Și având în vedere că ne-a picat Silk Touch pe... Nu ne-a picat Silk Touch, ne-a picat Fortune 3 pe prostia asta de lopată. O să vedeți că acum când vreau să colectez și eu niște gravel, o să fie ceva de genul ăsta. Nu o să mai pot să colectez gravel. Ceea ce e puțin cam enervant, părerea mea. Nici nu știu ce pot să zic cu chestia asta. Nu e rău că ai nevoie și de flint la un moment dat în viața asta. Dar parcă ai nevoie mai mult de gravel. Și nu știu dacă să scot enchantul ăsta sau nu. Mă gândesc să scot, guys, pentru că nu, chiar nu, eu nu-s fanul a enchantului ăsta pe lopată, sincer. Așa că o să-l scoatem. Nu-i nicio problemă. O să mai avem alte șanse. Perfect, am făcut 29 de nivele. Acum ar trebui să mă duc sus. Ar trebui să mă duc jos la ferma de zombie. Să stau, să-mi fac nivelul 31 sau ceva de genul ăsta. Și după revenim să punem enchanturi. Unbreaking 3. Pe cealaltă văd că mi-o dat doar Fortune. Tot îmi zicea Fortune 2, Fortune 2. Nu mă interesează. Unbreaking 3 sună destul de bine și ne-a dat și Protection, mulțumesc, perfect, și o să-i punem noi Respiration 3 după, dar totuși să punem enchant și pe aceste două iteme, trebuie să mai stăm la fermă. E puțin cam înceată ferma de XP, dar măcar îi o fermă de XP, contează și asta, nu? Hai cu Doamne ajută, hai! Silk Touch! Bă, era mai bine un Silk Touch pe... lopată, dar hai că merge și pe ăsta. Măcar acum putem să venim, dacă avem nevoie neapărat de un bloc de gres, venim așa, hopa, avem un bloc de gres. That's nice. Oameni buni, tocmai am reușit să fac level 30 ca să pun ultimul enchant pe această lopată și am dat peste acest gușter. Ei bine, după cum vedeți, acest negustor, că este un negustor care apare random prin lume, pur și simplu trebuie să îi dai niște emeralde dacă vrei să cumperi ce are de vândut el acolo, da? Și am putea să cumpărăm ceva, hai să vedem, doar să vă arăt așa de... Poate sunteți curioși, o să apară și la voi în lume dacă jucați pe Minecraft 1.14, da? Altfel, cred că pe 1.14 l-au băgat. Avem 5 emeralde, hai că e ok. Am încercat să nu mai dorm noaptea pentru că vreau să vă arăt un mob nou. În caz de nu dormiți, poate să vină o fantomă, fantoma viselor, și o să vă bată puțin. O să încercăm să vedem dacă... da! Și o abilitate foarte interesantă a gușterului ăsta, a negustorului. Nu știu de ce s-o spawna fix pe aici prin apă, dar mă rog. O abilitate foarte importantă este că devine invizibil noaptea, pentru că ca să se adăpostească de zombie, că zombie îl atacă, știți, și nu este bine chestia asta, și el bea o poțiune de invizibilitate și ziua, când se
face zi, bineînțeles, bea o găleată cu lapte și găleata cu lapte elimină orice efect de poțiune sau de poison sau de alte nebunii de genul acesta. Așa, și negustorul ăsta vine tot timpul cu două cămile sau poate una, dar cred că de fiecare dată am văzut cu două cămile. Bun, dăm click dreapta pe el și vedem, are sea pickles, care sunt destul de șmecheri, și are packed ice, nu mă interesează asta, dar pickle și mă interesează destul de tare, sincer să vă zic. Și o să vă zic și de ce. Pentru că putem să și înmulțim pe ăștia. Iar pe... Astea sunt niște culori, o floare, pumpkin avem. Asta e gheață și nu avem nevoie acum de gheață. Bun. Perfect, perfect. O să vă învăț eu ce facem cu acest sea pickle. Dar cred că o să ne trebuiască coral totuși pentru chestia asta, din păcate. Așa că cred că degeaba l-am luat. Dar doar voiam să vă arăt că se poate... lua și o să punem sea pickle-ul aici. Sea pickle-ul luminează de obicei tot timpul luminează în apă, dacă îl punem o să lumineze. Bun, hai să punem ultimul enchant. Barabim, barabum. Doar atâta, bine, las că e bine și gata. Mulțumesc. Auleu, dar mult o mai durat. Bă, deci ferma aia de zombie e bună, dar tot timpul când trec pe aici este puțin... Au, este puțin lag. Ia stați puțin. Dacă vin în viteză, am eu ceva lag aici. Nu înțeleg de ce, dar tot timpul când trec pe aici... Oh my god. Foarte dubios, nu știu, e ciudat tare. Bun, acum am toate... Sunt full diamond, oameni buni. Bă, sunt mândru de mine. Perfect, perfect. Dar voiam să mai adaug eu... ceva, mergem imediat acasă. Aveam cartea asta cu Feather Falling 4. Punem Feather Falling 4 pe papucei. Foarte important, pentru că Feather Falling 4... De fapt, hai să vă arăt o chestie. Hai să ne urcăm cu 15 blocuri înălțime, da? Să vedem cât damage ne luăm. Hai să sărim. 4? 4 inimioare mi-am luat, nu? Dacă nu mă înșel. Da, 4 inimioare. Acum o să punem enchantul de Feather Falling. O să ne coste doar 4 nivele. Nu este mult, chiar este super bine. Și acum hai să vă arăt diferența dintre Feather Falling 4 și niciun enchant. Niciun enchant. Aoleu, haide. Bun, gata. Olpirex, sau cum te mai cheamă, Wilson de fapt. Ai grijă. Mi-a luat doar o inimioară, dacă nu mă știu. Una, două, trei, patru. Da, doar o inimioară mi-a luat. Incredibil. Dacă tot mai avem câteva nivele, hai să ne jucăm puțin. Deci, Silk Touch, Unbreaking 3 și acum aș vrea eu să-i adaug niște smite. Oameni buni, dacă pui smite, smite-ul... dă damage foarte mare la monștri, cum ar fi cei care sunt undead, cei care sunt morți, cum ar fi scheletul și zombiul și pigmenul și mai multe chestii, dar ideea e că nu dă la creeper sau la spider. Ei, și de asta ne trebuie un smite. Smite-ul și maker, știi? Și o să ne punem sharpness 5, avem sharpness 4 pe sabie, o să ne punem smite 5 pe topor. Și o să vedeți că dintr-un one shot o să distrugem zombie de obicei. Bun, și mai punem și ăsta și avem acum smite 5, unbreaking 3, silk touch. Perfect! Și poate trebuia să am și o eficiență 5 și era țuții. Dar asta pe viitor. Și putem să mai punem, avem mending pe ăsta. Nu știu pe ce să mai pun mending, sincer. Aveam o carte cu respiration, nu? Asta are respiration. Atunci, uite, fii atent, punem așa pe cască și mending și respiration, da? O să vedeți că avem mending, respiration 3, unbreaking 3 și protection 3 și 8 nivele. Tuții. Și dacă stăm să ne mai uităm noi așa, putem să ne pierdem timpul și să ne mai uităm pe aici. Uite, power, lack of the sea, nu mă interesează, curse of vanishing, ăla e blestemat, nu mă interesează, loyalty, piercing. Da, sharpness 3. Uite, avem aici niște fire protection 3. Hai să punem niște fire protection în caz de ne băgăm prin foc. Da, fim protejați, fraților. Dar deja dacă ai protecție, nu poți să mai pui altă protecție. Am mai zis asta.
O existat un bug la un moment dat și puteam să facem asta și era șmecher. Am protection 3 pe toate. Nu, uite, pe ăștia n-am protection. Hai să punem pe papuci protection. Ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Mi se pare că e o idee destul de ok. Fire protection. Trebuie să avem și acolo o protecție ceva. Perfect. Gata. Acum suntem mult mai bine și mai avem doar un nivel. Wow. Hai că o dăm bine. Oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că ați mai învățat câteva chestii cu enchanturi. Că știu că tot timpul mă întrebați prin comentarii cum stă treaba cu enchanturi și toate alea. Am făcut un video special acum ceva timp cu enchanturi, unde am explicat ce face fiecare enchant. Dar de data asta am încercat să vă și arăt câteva chestii și acum suntem full diamond și încetul cu încetul ne pregătim să să căutăm dragonul și să-l luăm la bătaie, nu? Trebuie să facem și chestia asta, oameni buni. Bă, voi plecați de acolo că mă deranjați. Bun, deci dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, să activați clopoțelul cu notificări, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și desigur dacă deveniți membrii, aș aprecia foarte mult. Ați avea emoji-uri, insigne, toate alea și mulțumesc tuturor care au devenit membri până acum, apreciez. Eu am fost Colpir și ne vedem data viitoare. La revedere, oameni buni, să aveți o zi faină.